Da, este un tânăr în care eu am foarte mare încredere. Am făcut niște enunțuri la congres care s-au transformat în decizii în octombrie. Printre ele era una, poate cea mai importantă, și anume de modernizare și deschiderea partidului. Vreau să vă spun că din cei peste 45.000 de candidați cu care am ieșit în fața românilor, mai mult de jumătate sunt noi. Sunt oameni noi. Este cel mai mare procent de schimbare pe care l-a reușit vreun partid în România vreodată. Ionuț este unul dintre ei, un tânăr în care noi avem foarte mare încredere și un tânăr care, dacă primește încrederea Gălățenilor, va arăta că acest municipiu poate să se dezvolte astăzi.